Noi, profesor, răsucim și Claudia, răsucim cuțitul puțin în rană. Unde e boxul românesc? N-avem ceva. Adică noi am fost obișnuiți, Eu la 45 de ani am fost obișnuit cel puțin până în 90 și după aia până prin 2000 cu niște nume grele, cu niște turnee. Da cu mănuștea de aur, este, cu boxeri cubanesc care veneau aici, este foarte adevărat. cu ruși cu care ne băteam tot timpul cu Noi am fost asta. printre primele forțe din lume, mondial. nu mai vorbesc de, de Europa, dar cred în primul rând de lipsa a banilor, dar cred și în dezinteresul unor oameni dar se ocupa de meseria de a descoperi noi talente și de a atrage sportivi care să vină în săli. Pentru că dacă un sportiv vine și în zilele de astăzi îi ceri bani pentru efortul care îl face, nu o să-ți vină. Decât să fie super, super pasionat, nebun da, în da, Exact, ghiilele. exact, da. Puțin, um, mai desim în ziua de astăzi foarte puțin oameni, cum a fost Nichita care a zis, domne, poate mă realizez prin sportul ăsta. Și-a încercat și-a reușit. Acum, în ziua de astăzi, tentațiile sunt mari. Telefonul, exact, calculatorul, calculatorul ne mai interesează. Greu, greu îi bagi într-o sală de sport. Dar cred dacă Nichita va obține medalia și eu sunt convins că se va întâmpla asta, o vor crea, veni. O vom, avea, vom, vom avea mai mulți... Are, se va mări aria de selecție a sportivilor pentru box. Până înainte existau turnee, dar nu vorbim de anul ăsta de pandemie. Organizam tot timpul turnee, organizam... Nu Trebuie vreau... să recunoaștem, în turbin... ultima perioadă Federația ne-a asigurat participarea la turnee. Deci în ultima perioadă. De eu cred eu, și ăsta este un rol în evoluția noastră, pentru că nu a fost competiție unde Nikita, de exemplu, să nu se iasă în evidență. Deci a câștigat turneul din Serbia, a câștigat turneul din Turcia și deja cei care, mare din boxul sau grei din boxul european și mondial, au pus sinta și în discuțiile care le-am avut mai zis atenție cu uh, Nikita că are o valoare destul de mare și poate să facă o figură frumoasă, și la Paris nu m-a surprins că mi-au zis, voi săracilor ați venit la mas masa bogaților, unul din antrenori. Și am spus, Bă, e, muncim de ani de zile și trebuia să iasă și asta. Deci, tot așa ne consideră ei, în sensul că la ei se investește să se la noi e mai mult uh, antrenament și dorință să Așa ne consideră ei și eu le dau dreptate, pentru că ăsta e adevărul. Eu vă mai spun că lângă ea ar fi trebuit să fie Claudia, dacă nu se întâmpla le încurc lăcrămioara, dacă nu se întâmplat cu accidentarea. Dar fiecare la timpul ei zic Acum e greu să vă și întreb de ce este Claudia și mai avem un singur băiat, Cosmin, cu ei doi mergem la... Da. La... Da, cu șanse reale, ambe au șanse reale, ambe au șanse să câștige. Sigur că și norocul face parte din joc. Corect. Uh, un dram de noroc la tragere la sorți este benefic. Dar noi mergem acolo să ne batem cu cel mai bun. Noi mergem acolo să câștigăm. Pentru că toți vin să câștige. Dar nu, nu puteam nici mai niciodată. mult de doi? Bun, ar fi fost la crimă dacă n-ar fi fost problemele de... O dăm deoparte. N-am fi putut mai mult? Întreb. Eu mă gândesc la Almanahu din Aveți 1984. Aveți perfectă dreptate de În condițiile oferite... E maxim. E, 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 prea mult. Prea mult da. da. E fără cuvinte aproape. Claudiu este aici. Uh, Gărleanu nu este. Uh, Gărleanu poate să spună de câte ori a alergat singur sau prin uh, cum s-a antrenat singur, tot așa din lipsa banilor și multe probleme care le-au avut în pregătire acești copii. Ei, pot să vină sponsori particulari sau cum să le ajute, sau că poate sunt oameni care se uită la noi, nu știu, habar n-am. Sunt să convins, oamenii vin, vin, vin să-i ajute în momentul când văd că sunt acolo în vârf, pentru că da. e normal să fie așa. Care Și se pare de. Deci, ne-a ne contactat, deja, deja ne-a contactat cineva pentru Claudia, doresc să o ajute. Dar, bineînțeles, condiția să facă performanță. Corect. Să meargă Dar nu poți să boxezi pe spate cu scris din ăla, nu? Ca la MMA. <laughs> Glumesc. <laughs> Știi, ca să mai faci reclamă. Să mai... Deci, în situația asta am ajuns în care, domne, poate îi ajută cineva pe oamenii ăștia care se califică la Olimpiadă. Nu numai acum, nu numai luna asta. Că sportul ăsta nu se termină pe 23 Corect, august. Așa este. Nu? Dar <laughs> trebuie, trebuie, gândit câți ani de muncă are Claudia și ce are ea acum ea a muncit suficient de mult și are nimic. aici e problema. Corect și asta. Dar las că poate vine Olimpiada. A fost grea calificarea? Deci ai avut-o pe Nemțoaică. Da. Și tu mai ai o prietenă în ghilimele dacă nu mă așel o turcoaică, nu? Sau ce e? Da, turcoaică, turcoaică. a următoarea pentru meciul Turcoica e decisiv. Acolo e treaba. M-am pregătit da? foarte bine, mi-am da. dorit foarte mult, am fost foarte focusată pe această calificare și nu, după a, a fost bine, a mers lucrurile așa cum mi-am imaginat. Ce facem cu medalia? O luăm? O luăm. Nu ne de iarăși domn profesor. <laughs> da? Profesorul nu e atent. De asta merge, să luăm medalia, să venim cu medale Corect. O să fie greu? Bine. Acum nu o se știe litiadă. culoarea, dar... A, am înțeles. Deci Cât mai trebuie să muști din ceva rău. la poză. Da. Nu, da. nu contează metalul, da. trebuie să exact. muști din... Să nu știi ce zici, că rămâne înregistrat. Nu se pune problemă. Deci noi da. chiar mergem da. să luăm medalia. A, o să fie greu? Sigur. Sunt convins că la de nu poate să vină. Suntem, vine, suntem nu pregătiți. sportive acolo. Da. Adică... Suntem pregătiți pentru tot greul din lume, dar suntem pregătiți să câștigăm și să luăm medale. Cel puțin Claudia și eu fac tot ce depinde de mine. Bineînțeles și soția mea și echipa, pentru că noi suntem o echipă în afară de antrenori, suntem și o echipă de fete care o ajută în pregătire pe Claudia. Nu poate de una singură să o, alerge. Sau Dumneavoastră ați fost la Jocurile Olimpice. I-ați povestit ce e pe acolo? Ei, sigur, am, atât am povestit eu, mai mult a povestit Michi, soția da. care uh, a trecut prin uh, ce poate să treacă ea când ajunge acolo. Adică e fantastic de frumos, e fantastic de, de bine când vezi atâția oameni mari din toată lumea, oameni adevărați care ți-e greu să ajungi la ei sau să-i vezi doar la pe ecran și acolo stau lângă tine plin de modestie și oricând îți zâmbesc și îți răspund la salut și sunt la fel ca și toți ceilalți. Tu, profesor, 90 de sportivi din România în condițiile date, ok, e și naționala de fotbal, sunt și fetele de la 3 ori 3 la basket, adică care mai mulți Da, da care, -am numărul. -am numărul, da. exact, adică nu sunt box unde sunt doi sau la gimnații unde sunt 3. Dar 90 de sportivi, vorba noastră, în contextul actual din România, eu zic că stăm bine, adică Doamne, ferește, putea să stăm bine, să fie mai rău. în primul rând, datorită voinței, dorinței sportivilor care s-au calificat și nebunia antrenorilor care se da. ocupă de pregătire. Nu numai nebunia Pentru că, ca și finanțare, stăm cel mai prost. Nu știu dacă vreodată a existat vreo Olimpiadă unde să avem atât de puțin bani. Aici mă refer chiar și la CSR. Și ce ul i s-au alocat foarte puțin bani. Și atunci, cum să se descurce pentru a face performanță? Deci, lucrurile sunt destul de încurcate și sunt de acolo de sus, de unde noi probabil am votat. Că știu că am votat și eu, dar nu știu. Parcă nu așa greu, mă gândeam. Facem autoritate la, -am la am fost, scură, am fost Acolo am fost la votat, dar nu știu ce a ieșit, că parcă n-a ieșit bine. Bine, am văzut niște transporte dintre astea cu saci, cu... Până păi nu ne-a chemat nimeni acolo să ajutăm la... Că poate dăm saci înapoi. Dar uh, nu a ieșit cum ne doream. Sau nu există, eu nu văd. Eu nu am făcut politică niciodată, nici nu mă pricep. Dar sigur că văd cum cară saci, îmi dau seama da. ceva da. nu e curat. Ah, ha, 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 ce bine că te ai prins. Stai, stai așa, stai, stai. Nu cumva să închizi înainte să te abonezi la canal și la notificări. Aí deixa tu um click aqui, jos. Mersi obrigado.